Este aici martora celor pe care vi le-am spus până acum, poate să vă confirme de câte ori am invitat-o în această emisiune. Cred că de cel puțin 10 ori. Vă rog foarte mult să nu mă mai acuzați altă dată și SMS-urile pe care le trimiteți să conțină așa: bravo, Moculescu, ce cinstit ești! Da. Dar nu cred că s-a îndoit cineva de cinste. Domnule, ne-au spus de ce nu-l chem pe Țeicu. De ce nu-l chem pe Dragomir? De ce nu-l chem pe Similea? Similea e aici și Țeicu și Dragomir au declinat invitațiile din motive vari, de așa Similea. Cum s-a întâmplat și cu tine. Și de Similea, pentru că de fiecare dată trebuia să fiu și eu invitată, iar eu ori eram plecată din țară, ori eram la săpat, ori eram la tăiat randafiri. Foarte frumos! L-a cântat mai rar. Mai răruț că e mai drăguț. Bună ziua, bine v-am găsit! Vă mulțumesc că ați insistat să fiu invitată la televiziune. Nu vă imaginați ce emoții avem noi când ne aflăm în fața camerelor, pentru că știm că dumneavoastră sunteți dincolo și ne așteptați, dar bucuria întâlnirii este atât de mare încă. Încă o dată vă mulțumesc. Poftim. Eu atât am vrut să spun. Când am stabilit ce piesă va cânta Angela pe prima poziție acestui scenariu, am convenit amândoi că este cea mai potrivită, pentru că dacă stăm să ne gândim, existența ta artistică, așa consider că și a mea la fel, își are casa aici, în televiziunea română. Datorită lor am ajuns, celor din televiziune, am ajuns ceea ce suntem și în fața publicului și am ales o piesă a unuia dintre cei mai extraordinari compozitori pe care i-a avut România. Dumnezeu să-l odihnească, prietenul meu, Ion, și al tău, asta spui tu, Ion Cristinoiu. Casa mea, muzică și text, Ion Cristinoiu. Ce să spun, ce cuvinte să adun, ca în adevărul lor să cred. Știu cu frunzele vorbi și cu stelele târzi, într-un fel pe care tu nu știi. Știu din sunete să fac o grădină și un lac și un curcubeu în mirezmat. Din tăcerea lumii pot culege armonii într-un fel pe care tu nu-l știi. Casa mea-i un cântec cu acorduri ample, e o caldă melodie casa mea. Eu sunt sufletul din ea, ea însă-și viața mea, viața mea cu tot ce-i bun în ea. Casa mea-i un cântec cu acorduri ample, melancolic și fierbinte și curat. Și mă simt ca într-un palat de păduri înconjurat. Viața mea în cântec s-a mutat. Vrei să mă găsești, nu-mi trimite mii de vești prin mesager îndepărtați. Vino simplu, alergând în veșmântul tău de rând, chiar dar fi să vin numai în gând. Ca o flacără să vin la un ceas pe care îl știi, când eu te chem cu al meu cânt. Și-n casa mea de sunete vei străluci,
la ceasul când a fi sărbun. Casa mea-i un cântec cu acorduri ample, e o caldă melodie casa mea. Eu sunt sufletul din ea, ea însă-și viața mea, viața mea cu tot ce-i bun în ea. Casa mea-i un cântec cu acorduri ample, melancolic și fierbinte și curat. Și mă simt ca într-un palat de păduri înconjurat. Viața mea-n cântec s-a mutat. Casa mea-n cântec s-a mutat. Casa mea-i un cântec cu acorduri ample, e o caldă melodie casa mea. Eu sunt sufletul din ea, ea însă-și viața mea, viața mea cu tot ce-i bun în ea. Casa mea-i un cântec cu acorduri ample, melancolic și fierbinte și curat. Și mă simt ca într-un palat de păduri înconjurat. Casa mea-n cântec s-a mutat. Viața mea-n cântec s-a mutat. Viața mea-n cântec s-a mutat. Angela, Angela, dacă... Dă voie cu ocazia asta să o salut pe soția lui Ion, pe Mariana, să-i urez o vară plăcută. Săruna, Mariana. Și să-i mulțumesc încă o dată că a fost alături de Ion toată viața lui. Da. Angela, vreau să știi că dacă exista un microfon de ambient, lumea ar fi auzit că toată lumea a cântat cu tine finalul la piesă. Mulțumesc! Ne mai vedem pentru că am foarte multe lucruri să-ți spun astăzi în emisiuni, pentru că toți sunt foarte importanți. Ai ajuns aici cu cea de-a doua piesă, iar găsesc microfonul că nu se asortează, cunosc problemele. Da, așa este. Cine cânta a doua piesă, Angela? Pentru că ai amintit de Marcel Dragomir și Marius Seicu. Da. Am cântat Ion Cristinoiu, da? Acum cânt Marius Seicu. Nu-mi, da. Nu-mi lua iubirea dacă pleci. Nu-mi lua iubirea dacă pleci. Lasă-mă să cred în ea, în nopțile pustii și mereci, să-mi mai închipui că e a mea. Prefate că mă mai iubești, zâmbește când mă vezi în cale, nu mă domni când mă întâlnești din toate gândurile tale. Nu-mi lua când pleci și amintirea, ia-i pentru mine un balsam. E bucuria, e mâhnirea, tot ce-am avut, tot ce mai am. Și să mai lași ca pe lumină speranța că reveni din cupa ei cu lacrimi plină. Poți face cril, poți face cril de ciocârlii. Nu-mi lua iubirea dacă pleci, mai lasă-mă să cred în ea, în nopțile înstrișineți, să-mi mai închipui ideea mea. Nu-mi lua iubirea dacă pleci, mai lasă-mă să cred în ea, în nopțile pustii și reci, să-mi mai închipui că-i-a mea. Prefate că mă mai vezi, zâmbește când mă vezi în cale, nu mă domni când mă întâlnești din toate gândurile tale.
și să mai lași ca pe o lumină speranța că vei reveni. Vin cu paiei, cu lacrimi plină, poți face crin, poți face crin de ciocâni. Nu-mi lua iubirea dacă pleci, mai lasă-mă să cred în ea. În nopțile mustii și reci, să mai închipui pe ea mea. Nu-mi lua iubirea dacă pleci, mai lasă-mă să cred în ea. În nopțile pustii și reci, să mai închipui pe ea mea. Nu-mi lua iubirea, nu-mi lua iubirea, nu-mi lua iubirea. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu, dar vreau să mai stai! Sunt bucuros că pot să-mi aduc cu plăcere aminte de primul turneu pe care Angela l-a făcut în țară după ce obținuse cerbul ei de la Brașov. Turneul a avut loc în 1970 și... În toamnă. Toamna anului 1970. Cu Aurica Andreescu, Dumnezeu să o odihnească. Exact. Trebuie neapărat să vă spun că noi pe vremea aceea aveam un obicei monstruos, de altfel, ca la ultimul spectacol, da, să facem un spectacol de adio, unde se făceau toate farsele posibile și imposibile. Angela, care este un om de o meticulozitate excepțională, am mai cunoscut doi la fel, pe Margareta și pe Gică Petrescu, la fel de profesioniști, extraordinari și meticuloși, Angela și-a construit întregul ei număr pe care noi l-acompaneam în spate, având aceeași prezentare pentru fiecare piesă, gândită, tot așa. Și eram la Târgoviște. Era și primul meu turneu, Horică. Da, așa este. Seară de adio. Toate nebuniile s-au făcut, ce să-i fac eu Angelei? Și atunci, eu care prezentam spectacolul, că acest defect l-am de mic, da? Am zis, domnule, ce să-i fac eu? Și mi-am învățat toată prezentarea pe care o făcea Angela la fiecare piesă. Și atunci, când am vrut să spun și cântă pe noastră Angela Similea, am început și am spus despre prima piesă, despre a doua piesă, despre a treia piesă, despre a patra piesă, despre a cincea piesă, toate cum am spus Angela Similea. Așa a fost, da? Și a venit Angela, s-a uitat la mine așa, vă dați seama că era o copilă, da? S-a uitat la mine așa și a început și a cântat prima piesă. Când și-a dat seama că după ce făcuse 70 de spectacole, nu mai putea să inventeze ceva nou, că îi venea același lucru, să spunem, a cântat a doua piesă. S-a terminat, aplauze, nicio vorbă, nimic, de-abia ștrăgea sufletul. A cântat a treia piesă, a patra piesă, a cincea piesă și de atunci s-a învățat minte într-un anumit fel. Dar nu s-a supărat pe mine și dacă stau să mă gândesc, chiar dacă am vorbit puțin mai mult, vă rog să mă scuzați, tot atunci... Aurelian Andreescu a fost prima dată în viața vieții lui când s-a îmbătat. L-a îmbătat un pictor din Târgoviște, Aurică nu bea decât sirop pe vremea aceea. Numai și numai sirop. Și l-a luat și l-a îmbătat pe Aurelian Andreescu. Și țin minte, tot în aceea seară de adio, cânta o piesă a Cameliei Descărescu care spunea, ploua pe mărunt și ne plimbam pe străzi. Și el, pilit fiind, a venit și a cântat, ploua pe străzi și ne plimbam mărunt, ploua pe străzi și ne plimbam mărunt. Și nu și-a mai adus aminte nimic. Și-a cântat. Ploua pe străzi și ne plimbam mărunt. Ploua pe străzi și ne plimbam mărunt. Eu am început să transpir, că eu, de care am fost așa un perfecționist toată viața mea, am vrut să-l omor. Și el s-a uitat la mine și făcea. Ploua pe străzi și ne plimbam. Da. Aceea seară de adio. Mulțumesc. Mai povestim. Da? Spune-mi. Piesă foarte frumoasă care este legată de invitatul nostru principal și al meu în mod deosebit. Este... Vrei tu să o cânti acum? Păi, bine. Parcă așa am stabilit, să o cântăm acum. Bine, cânt-o acum dacă tu vrei, îmi face mare plăcere. Invitatul tău și al meu, da? Este o mare personalitate a muzicii ușoare românești. Mă gândesc că am și eu, de exemplu, plăcerea să-mi aduc aminte că în 1962
m-a luat de mână și m-am dus la Ele Grecor și mi-a spus: te rog să mă acompaniezi, că trebuie să cânt ceva la flaut, trebuie să dau ceva la Uniunea Compozitorilor. Eu am fost extraordinar de măgulit, da? Că un instrumentist important al muzicii românești, care era Temistocle Popa, da? M-a rugat să-l acompaniez. Doamnelor și domnilor, domnul Temistocle Popa este aici cu noi pentru că astăzi împlinește 83 de ani. La mulți ani! La mulți ani! Nea Temi, vreau să veniți puțin sus aici, da? Știu că foarte greu ați acceptat să veniți în emisiune, pentru că și sunteți invitat undeva, tot într-o lume muzicală, la Vasile Veselovski, la Valentin Veselovski, băiatul lui Vasile Veselovski. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici, am un microfon, Nea Temi, nu scap fără să vorbești, nu te pun să cânți oricum. Da. Vreau să îi spun două vorbe Angelii. Frumoasă și distinsă, cu voce de aur caldă și luminoasă, ce predispune la visare, Angela Similia este un aliat de nădejde al muzicii ușoare românești, o vedetă de elită acestei muzici ușoare românești, pe care o servește cu credință și cu demnitate. A pus cântecului meu, iubite, trăinicie și i-a adăugat ani de speranțe și de mulți ani de aici încolo. Angela. Îi mulțumesc Angelei. Nea Temi, mulțumește că eu ți-am adus șampania. Pentru... La mulți ani, Nea Temi. La mulți ani, Angela. Nea Temi, e prea frumos momentul, e prea frumos. Aș vrea, mai am un pahar, Nichi Modreanu. Te rog să vii lângă mine aici. Nicolae Modreanu, care este realizatorul acestei emisiuni. Te rog să ciocnești cu Nea Temi. Îți spun eu ție, îmi pun mie o... Da-ta? Doamnelor și domnilor, vreau să știți... Lumea s-ar aștepta să cântăm mulți ani trăiască. Nea Temi, nu cântăm mulți ani trăiască, îți sugerez un cântec mai frumos din istoria noastră. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. La mulți ani, Nea Temi. Și Angela, tu acum trebuie să-i cânti lui Nea Temi. La mulți ani. Mulțumesc, Nichi. Nichi a asigurat logistica acestui moment. Mulțumesc foarte mult. Mersi foarte mult. Eu am adus șampania. Și eu am adus șampania. Uite... Și tu? Da, și eu am pus-o și la rece. Da. Bravo, felicitări. La mulți ani, Timi. Angela, ai... Eu nu pot să beau. Normal, că nu pot să cânt după aia. Da, și... Da. Eu pot să beau că... Te rog, da și paharul meu. Timi, știu că n-ai voie, dar te rog să treci. Lui Cătălin nu-i dăm, că toată noaptea am înțeles că a avut petrecere, a fost ziua petiției. A fost ziua petiției, la mulți ani, la mulți ani. Da. Și acum ne întoarcem să cânt piesa maestrului Temistocle Popa. Să-mi permit să mă așez pe scaunul tău, Horica. Te rog. Poate să ia ceva genialitate de la tine. Vreau să cânt melodia pe care dânsul mi-a încredințat-o pe versurile lui Ovidiu Dumitru. Cântecul ce m-a fierbântat, mi-a cerut foarte mult... suflet și sunt foarte fericită că l-am cântat și vi-l cânt și dumneavoastră, iar pe noul album pe care îl pregătesc, cu siguranță voi include și alte cântece ale maestrului Temistocle Popa. Iubite, amorul s-a trezit și noaptea a venit la noi. S-apropie încet cu ultimul regret, tăcerea, durerea. Iubite, în clipele ce pierd s-a răsturnat un cer și un nor. Și-n toamna ce-a venit cocorii au greșit cărarea și zarea în zbor. Iubite,
să ne așezăm încet la ultimul banchet în doi. Și ultimul pahar să ți-l ofer dacă o floare ce moare. Iubite, mă doare gândul trist că n-am să mai exist de-acum. Voi fi ce n-a mai fost un rost fără de rost și-o piatră uitată în drum. Iubite, vaporul de-altă dat a naufragiat și gol. Și cel din urmă val ne-a dus pe cât un mal pe mine, pe tine. Iubite, te-aș mai ruga apoi, nu te uita înapoi când pleci. Mi-ajunge lacrima ce-o strâng în urma ta, din soare, de soare, din soare, de soare. Cel din urmă val ne-a dus pe cât un mal pe mine, pe tine. Iubite, te-aș mai ruga apoi, nu te uita înapoi când pleci. Mi-ajunge lacrima ce-o strâng în urma ta, din soare, de soare, din soare, de soare. Iubite! Iubite! De soare, din soare, de soare. Bravo, Neatemi! Mulțumim, Neatemi! Mersi, Angela! Mulțumesc! Am învățat. Cred că trebuie să rămân la pian, nu? Trebuie să rămân la pian? Păi n-am ce să fac, da? Nu. Am altă piesă. Ai altă piesă? Că am cântat Ion Cristinoiu, am cântat Marius Țeicu, am cântat, mă scuzați, am cântat Ion Cristinoiu, Marius Țeicu, Temistocle Popa, Marcel Dragomir. De fapt, Angela este o solistă pe care au pus mâna și n-au lăsat-o aproape deloc acești trei mari compozitori ai noștri, Cristinoiu, Țeicu și Dragomir. Ai cântat în mod excepțional și preponderent acești trei compozitori, mi-ai cântat și mie. Nu, e vina celorlalți care nu... Păi n-aveam loc. Ei, nu. Păi n-aveam loc, erau, pe muzica ușoară se lansa în concursuri și cum veneam la tine cu o piesă, toată te-am prins eu pe fereastră liberă și am cântat o piesă împreună, da? Da, știi unde? Da, la Șlagă Nedevenire și după aia am plecat cu ea la Los Angeles, la sigur Los Angeles, că da. Da. Ce frumos drum am făcut atunci. Era Olimpiada. Da, da, înainte de Olimpiada, da. Exact. Angela, și ce cânti acum? Dragomir? Da, Dragomir. O recunoaște toată lumea. Lacrimă de icoană e viața uneori. Când pe trazi, încă o dată, vă rog, încă o dată. Știi ce ai făcut, Horica? Îmi cer scuze. Mi-ai mai transferat într-o zonă încât atât de extraordinară pe care noi am petrecut-o împreună, încât acum n-am putut să mă reculeg și să vin la piesa mea. Așa că... Ce-am făcut rău, Angela?
Nu știu ce ai făcut. Uite ce se întâmplă. Stimați telespectatori, vreau să știți ceva. M-ai dus la Los Angeles și acolo există aproape, în Las Vegas, da? Există un prieten al nostru care pe 4 iulie va avea ziua de naștere și va urmări această emisiune. Da, se va bucura foarte tare. Georgica, la mulți ani. Am ajuns să-i spunem la mulți ani. Stai, stimați telespectatori, vreau să luați acest mesaj al unui întreruperi de piese ca pe o dovadă de emoție și de trăire de care Angela, eu îi spun Similea, a avut parte toată viața ei. Bravo, Angela! Lacrimă de icoană, e viața uneori. Când, nu mai știu, când spune cineva versul ăsta să trec de el, nu mai știu, vin aproape și spun. Te rog, trebuie să ies din el, vino. Formidabil. O luăm de la capăt? Te rog. Minunat moment. De la început, Crina, excepțional momentul. Angela, excepțional. Și mi-a pentru plăcut că trebuie să ies din criză. Trebuie să știți, stimați telespectatori, trebuie să știți că Angela nu poate să meargă singură, cum nu merge Abramovic ăla de la Chelsea fără bodyguards. Angela merge cu fanii după ea, totdeauna. Are și acum ei mă ajută. Și ei, uite, acum și-a chemat un fan, care era fată, să-i spună versurile. Dintre mai mulți care se află. Da, dintre mai mulți, păi am spus, bodyguards lui Abramovic. Lacrima de icoană e viața uneori, cu trăierind obrazul până-n suflet. Umbra de amintire îți spune iar că e păcat să mor de dragoste rănită. Pe lumea asta care trece și doar iubirile nu mor, să mori de dragoste rănită. Eternitatea unei clipe s-o măsori. Din dragoste de tine gândul parcă plânge, din dragoste de tine cerul rău mă strânge. Poate fericirea n-are nume, dar ce poate fi mai trist pe lume decât să mor de dragoste rănită. Par o banalitate gândul ce ne-a durut, când le uităm pe toate într-o seară. Dar sunt tristeți de-o viață, ele te învață că-i păcat să mor de dragoste rănită. Pe lumea asta care trece și doar iubire mor, să mor de dragoste. Din dragoste de tine gândul parcă plânge, din dragoste de tine cerul rău mă strânge. Poate fericirea n-are nume, dar ce poate fi mai trist pe lume
decât să mor de dragoste rănită. Angela! Un examen greu am trecut în momentul acesta cu piesa care a fost declarată într-un fel de către telespectatorii programului de televiziune 2, se amintești? Melodia secolului. Da, La luptă, cu Bogardo. Nu știu. Da. Nu. La radio a fost Bogardo, la televiziune a fost Dragomir cu tine. Nu știu, vorbeam de TVR2. TVR2, așa este. Da. La emisiunea pe care tot eu am moderat-o. Exact, dacă de aceea am și amintit. Da, discutam cu colegii mei de aici, pe care îi voi aminti acum, toți am convenit că a fost un moment excepțional. Faptul că ai avut această cum să spun, superioritate extraordinară a artistului complet să-ți cheme ajutoare. Bravo, Angela! Haide, te rog să te duci la pian. Nu. Trebuie să... Re minor, repetăm și să... Re minor. Parcă da. Da? Re minor. Vreau să cânt împreună cu Horia, fără repetiție, o piesă pe care eu am cântat-o cu foarte mulți ani, cea care mi-a adus într-un fel trofeul, mai precis, Cercul de Argint în 1970 la Brașov. Piesa a fost compusă de Aurel Ciroveanu pe versuri de Tudor Mușatescu. După noapte, nu e asta, sol minor. Așa. După noapte vine zi, cât ai vrea în loc s-o ții. După jale bucurii, viața n-o trece într-o zi. Ciorile cu privighetorile și din ciotul de ogradă crește floare de zăpadă. Floare nouă și curată din măduva lui uscată. Vine zi, cât ai vrea în loc s-o ții. Omule, după jale bucurii, viața nu trece într-o zi. Omule, hei, tot așa și inima. Go!
stea. Azi își rupe vinele, înecând suspinele, mâine vezi care de iară, tânără de primăvară. Și de lacrime spântată, omule, hei, 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 omule, nu te prosti, viața nu trece într-o zi, omule. Când-ți e sufletul amar, îndulcește-l cu pahar, amule. Îndulcește-l cu pahar și să-ți cânt un lăutar, amule. La ira ira ra ra, la ra 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 ra. Mulțumesc foarte mult, Hărică. Mulțumesc, dragule. Mai ales că n-am făcut repetiție. Mai ales că n-am făcut. Da, da. Aș dori ca doamna Giroveanu să se fi bucurat în amintirea lui Aurel Giroveanu. Da, și da. Doamna Giroveanu, sper că ați auzit-o pe Simila și că v-a făcut plăcere să ascultați această capodoperă semnată de soțul dumneavoastră. Să-l mână, doamna. A trecut peste momentele când i-au venit foarte greu fanii aproape. Te rog, Angela, să poftești pe scenă și să încheie această emisiune cu o piesă pe care o cânt pentru prima oară în public. Da? Este o piesă compusă de Ovidiu Ovidiu Comornic, scuzați, vezi, emoții. Da. Da. Ovidiu Comornic, pe versurile sale. O piesă care este prima din ciclul melodiilor ce vor fi, ce vor alcătui următorul meu disc, pe care probabil că până în toamnă îl voi lansa. Spune compact disc, disc, mă gândeam la lucrurile alea frumoase pe care, din care mai am sucea ta, vinil. Dar nu mai am magnetofon. Acela acum se numește vinil. Se numește vinil. E vinilin, poate. Da, bine. Deci, cânt-o, cânt-o și pe urmă îți spun. Deci mi-ai spus adio. Da, nu, nu, nu-ți spun adio, spun eu pe urmă cum ai cântat-o. Așa este titlul. Da. Așa se fac. Și m-am rătăcit în amintirile pierdute care m-au rănit. O lacrimă pe obrazul meu trădează cât mi-a fost de greu. Și greu mi-a fost atunci, iubite, când te-am iubit. Nu e singură pe lume, îmi spuneai, și cuvinte de iubire noapte îmi șopteai. Dintr-o dată totul s-a schimbat, am înțeles că m-ai rădat. Și greu mi-a fost atunci, iubite, când ai plecat. Mi-ai spus adio, veste noapte, dar va veni o zi când pe stradă întâmplător noi doi ne vom întâlni. Și din tot ce mi-a rămas în suflet vei simți ce mult te-am iubit. Poate așa poți să fie viața mea, să iubesc, să n-am alături și iubirea ta. Amintirile mă urmăresc, clipe întregi le retrăiesc, chiar dacă altui om îi spun azi, te iubesc. Mi-ai spus adio, îmi este noapte, dar va veni o zi când pe stradă, întâmplător, noi doi ne vom întâlni.
din tot ce mi-a rămas în suflet, vei simți ce mult te-am iubit, te-am iubit. Acum nu mai regret că în noapte ai plecat, dar vreau să știi că eu te-am iertat. Ce mi-a rămas în suflet, vei simți ce mult.